Președintele Clubului Elevilor Liberal Giurgiu, Adrian Chiran, a anunțat că organizația pe care o conduce va fi gazda primei ședințe naționale a cluburilor similare din țară. Ședința este programată pentru data de 25 aprilie. Ședința națională a Clubului Elevilor Liberali va fi pe 25 aprilie, chiar de zilele orașului. Prilej bun pentru a le arăta orașul mai bine celor din Biroul Permanent Național și de a se bucura de spectacole din centrul orașului. La acest eveniment, pe lângă seniorii din PNL Giurgiu în frunte cu domnul Beianu, vor fi prezenți 18 din cei 21 de membri ai Biroului Permanent Național, plus toți președinții filialelor CEL din țară. La întrunirea anunțată de Adrian Chiran va fi adoptat un nou regulament al cluburilor elevilor liberal și va fi ales noul birou permanent național. Cu același prilej, tinerii participanți vor fi invitați să facă un tur al orașului și să asiste la spectacolele organizate de Ziua Orașului.